reporter la Radio România Internațională. Castelul de la Câmpina, dedicat de marele cărturar Bogdan Petriceicu HD, oficii sale Iulia, este în zilele noastre, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute muzee din România. Vizitatorul e interesat să descopere aici povestea unei familii nemângâiate de pierderea fiicei, pe care o recheamă în lungi ședințe de spiritism, și să cunoască semnificația multelor obiecte simbolice care dau culoare și mister acestei unice construcții de pe Valea Prahovei. Am pășit pragul castelului în această zi de toamnă mângâietoare și am fost întâmpinați de managera muzeului, Aura Dobre. Bine ați venit la Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu HD. Muzeul a salvat castelul de la pieire pentru că este o minunăție, un edificiu unic în spațiul arhitectural românesc. Pot vorbi și pot povesti oamenilor despre adevărata familie HD, despre contribuția lor la cunoaștere, la științe, la literatură, nu numai despre Iulia și Bogdan, cei mai cunoscuți din familie, dar ne ducem în spate până la domnitorii ai Moldovei, ai Basarabiei, așa cum era pe vremuri. Ficțiune și realitate se împletesc aici. Cât este adevăr, cât este legendă, și probabil că dumneavoastră știți mai bine decât oricine. Ceea ce este, hai să spunem, oficial într-o oarecare măsură, este faptul că acest castel, această clădire a fost ridicată, metaforic vorbind, din dragostea părinților către fiica lor și din dragostea fiicei care a coborât către ei. Pentru că locul acesta are însemnătate pentru familia HD, dar are însemnătate pentru România, pentru românitate, pentru că ceea ce a descoperit Bogdan Petriceicu HD, o minte extraordinară, o personalitate enciclopedică a secolului al XIX-lea în spațiul românesc, mai târziu s-a numit fizică cuantică. Omul acest nu este un om care a înnebunit de durere, așa cum am văzut scris undeva, ci este un savant care și-a pus toată priceperea și cunoașterea în descoperirea unor lucruri care astăzi, la nivel mondial, par lucruri firești. Știu că sunt legende foarte multe. Legendele sunt legende populare, dar adevărul este unul singur, iar oamenii aceștia, familia HD, cărturari, oameni erudiți care au investit tot ce au avut în educația copiilor de-a lungul generațiilor, nu pot fi strecurați și băgați într-o casetucă mică acolo și să spune a făcut ceva altfel. Castelul Iuliei HD are câteva încăperi în care arhitectura, decorația și exponatele întrețin misterul din jurul familiei enciclopedistului român, creând senzația de comunitate la un act unic de magie. Pășim printr-o pădure de simboluri însoțiți de Aura Dobre. Aceasta este zona centrală, zona pe care doamna Iulia HD și-a dorit-o să rămână sacră. Și de aceasta este plină de simboluri, vedeți că are formă rotundă și deasupra este cupola și acolo este statuia lui Iisus de care spuneam mai devreme, pentru că Iisus este axis mundi, da? Legătura dintre cer și pământ. Tot acest edificiu de fier pe care îl vedem noi simbolizează într-un fel crucea, de aceea uneori o să găsiți în materiale despre crucifixul din centrul castelului. Dar Iisus a depășit această zonă de sacrificiu, zona telurică în care ne aflăm noi, și s-a înălțat. Și ne putem înălța și noi, din punct de vedere spiritual, folosindu-ne de educație, de cunoaștere, de înțelegere. Atunci când aveau loc întâlnirile spiritiste, totul era închis aici. În alte camere avem obloane. Obloanele au și ele oglinzi. Totul era să protejeze acest loc, pentru că energiile care coborau erau energii curate. Aici este camera cu cale, camera dedicată Iuliei, și de aceea aici veți găsi obiecte care i-au aparținut Iuliei, chiar și păpușa ei cu cap și mâini de porțelan este aici, jurnalul, un caiet de matematică, primele cărți editate postum de tatăl ei din scrierile pe care el le-a găsit. A scris în limba franceză și în limba română și vreau să amintesc că ea a fost prima care a tradus Miorița colegelor ei de la colegi
colegiu Sevinier din Paris a tradus Miorița pentru că vrea să le explice colegilor ei de la liceu ce este România, unde este România, care e esența României. De altfel, Iulia a fost la nici 16 ani prima româncă studentă la Sorbona și teza ei de doctorat la care lucra, dar din păcate n-a finalizat-o, ea avea legătură cu tot cu tradiția, cu credințele populare românești. Ei au fost oameni patrioți și foarte atașați de ideea de România întreagă. De altfel, doamna Iulia Hașdeu, soția, era din Roșia Montană. El era basarabean de lângă Hotin, iar Iulia s-a născut în București și doamna Iulia Hașdeu a spus, uite, noi suntem România întreagă. Ei n-au apucat să o trăiască, dar noi încercăm de aici, în secolul 21, să îi aducem și să-i facem prezenți prin acțiunile pe care le întreprindem aici la muzeu. La 14 noiembrie, Muzeul Iulia Hașdeu din Câmpina va marca 155 de ani de la nașterea acestei intelectuale române supradotată, scriitoare și poetă. În cadrul unei serate, vedetele vor fi copiii de la Liceul de Artă Carmen Silva din Ploiești, care vor susține un microconcert de muzică clasică. Va exista o expoziție de pictură semnată de Roxana Buzoianu și un moment teatral inspirat de basmul Prințesa Fluture de Iulia Hașdeu.